deschisă în perioada 7-14, am spus noi, dar s-ar putea să nu urmărim perioada până pe 25. În funcție de cum primim noi de la cei care urmau solicitarea pentru expoziția următoare. În continuare, am să mânez tacheta, să spun așa, cele care va vernisa expoziția din această seară. Am să vă spun și eu bună seara sau bună ziua, pentru că am o problemă. Nu știu dacă pare să zic bună ziua și iarna bună seara, dar pe că este lumina. Și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că sunteți în seara asta aici. După cum ați aflat, numele meu este Viviana Niculae și sunt deosebit de onorată să fiu alături de Laura, în această locație, în fața dumneavoastră la vernisajul expoziției de pictură, peisajul unui vis. Așa cum am menționat până acum, Laura este un artist complet, pasionat de ce face. Iar prin această expoziție, Laura demonstrează că visul este cea mai profundă metodă de cunoaștere. Foarte ușor se poate observa pe suspensul aerului culorii de cântă, iar peisajul, parcă uitat de contemporan, capătă un nou înțeles datorită visului Laurei, bineînțeles, deci visul unitare, să spunem așa. Titlul expoziției, peisajul unui vis, este semnificativ nu doar datorită faptului că în peisajele pe care le vedem aici, efemerul se vină cu permanentul, realul cu virtualul, putând astfel observa, dacă este să le privim cronologic, că primele sunt mai apropiate de natural, iar cele din urmă sunt mai aproape de abstract. Dar pe lângă acest lucru, titlul expoziției este semnificativ și datorită faptului că vorbim de un peisaj și am putea spune că este infinit și atent prezent lângă noi peisajul, iar visul este o cale către cunoaștere. Visul este alegerea orizonturilor. Și dacă ar fi să folosim concepția populară, opera, alături de opera artistică și vis, opera este poate mai semnificativă cu cât este izvorită din vis. Și dacă ar fi să recităm pe romantici, visul este un antidot împotriva regularității. Visul este un joc liber al imaginației. Și am să încerc să scurtez. Și am să vă spun doar că am întrebat-o pe Laura care este cel mai apropiat tablou de sufletul ei, cu toate că sunt singură pe toate, sunt apropiate și mi-a răspuns simplu, bizar, vedeți aici. Și mi-a spus pentru că s-a născut din vis. Și recunosc că am zâmbit când am citit ceea ce mi-a scris, pentru că mi-am adus aminte că, mică fiind, mi s-a spus că atunci când visezi, că faci un